În această noapte, compania de apă OLL sistează furnizarea apei în partea de sus a municipiului Slatina. Acest lucru se va întâmpla începând cu orele 22 și va dura până miercuri la ora 6. Oprirea furnizării apei potabile se datorează executării unor lucrări la sistemul de distribuție care impune golirea acestuia. Compania de apă informează populația interesată că la reluarea furnizării apei este posibil să apară modificări ale turbidității apei, dar și fluctuații de presiune. Pentru revenirea apei la calitatea la care este furnizată, cetățenii sunt îndrumați să lase mai mult timp apa să curgă. Administrația slătineană a decis să scoată în evidență mai bine trecerile de pietoni, nu pe toate, ci doar pe cele denumite zebre olandeze. Acestea vor avea o altă culoare decât cea a trecerilor obișnuite de pietoni. De acum încolo, zebrele olandeze vor avea culoarea roșie. Potrivit reprezentanților primăriei, decizia are la bază semnalele conducătorilor auto care au susținut că acestea sunt slab semnalizate. În reședința județului sunt 20 astfel de zebre, iar municipalitatea intenționează să realizeze și alte astfel de treceri de pietoni care, din cauza nivelului mai ridicat, îi obligă pe șofer să încetinească mult la traversarea lor. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt a admis solicitarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă Tribunalul Olt de emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului din Osica de Sus, care și-a ucis prin înjunghiere vineri seara concubina. În prezent, criminalul este internat pe secția de anestezie terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova sub pază. El se află în stare critică după ce a încercat să se sinucidă. Bărbatul este acuzat de procuror de săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Criminalul nu se află la prima faptă de acest fel. În 2004, el și-a ucis fosta soacră și a fost condamnat la 11 ani de închisoare. În statisticile oficiale ale autorităților oltene se află zeci de locuitori ai județului care au beneficiat de indemnizație de șomaj din țări membre ale Uniunii Europene. Alte 12 persoane care au muncit în afară au solicitat ajutor de șomaj din partea statului român. Cei mai mulți șomeri și-au primit drepturile bănești din Spania 15, Portugalia 8 și Danemarca 6, Germania 3. Potrivit reprezentanților Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Olt, pentru a putea beneficia de indemnizație, șomerii spațiului comunitar trebuie să depună formularul de solicitare în maxim 7 zile de la încheierea contractului de muncă. Potrivit reglementărilor Uniunii Europene, ei pot solicita indemnizație de șomaj pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni. Nepotul fostului președinte Nicolae Ceaușescu, Emil Bărbulescu, a fost înmormântat astăzi în cimitirul dealul Olea din Scornicești, lângă părinții Elena și Vasile, dar și părinții lui Nicolae Ceaușescu, Andruță și Alexandrina. L-au condus pe ultimul drum aproximativ 150 de persoane. Printre aceștia s-au aflat fiul, sora, dar și mai mulți verișori, foști și actuali reprezentanți ai autorităților locale, dar și prieteni și foști colegi de școală ai lui Emil Bărbulescu. Fostul ofițer de miliție a fost înmormântat cu onoruri militare. Emil Bărbulescu, nepotul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, se stabilise după Revoluție la Scornicești, în casa părintească. El a murit duminică dimineața la vârsta de 58 de ani, răpus de cancer pulmonar. Emil Bărbulescu suferea de an bun de lupus, boală căpătată, susțin apropiații, în cele 8 luni petrecute în arest imediat după evenimentele din decembrie 1989.